Cum comentați alegerea dumnealui la șefia Senatului? Este până la urmă. Din punct de vedere procedural, chestiunea se va decide în urma soluționării plângerii noastre la Curtea Constituțională. Altfel însă, sigur, domnul Blaga, alegerea lui va crea un alt tip de echilibru în interiorul PDL-ului și cred că lucrul ăsta este important. Bun, da, pentru PSD, de exemplu, dumneavoastră, liderii din PSD n-au avut conflicte majore cu domnul Blaga. Adică pare un om cu care poți să te înțelegi. Am spus lucrul acesta de fiecare dată și eu personal îl știu din anii 90, de pe vremea când era, cred, prefect la Bihor. Cred că la un moment dat, când eu eram ministru de externe, dorea să intre în diplomație. Am avut și mai târziu relații civilizate cu dânsul. Este un om cu care se poate dialoga și, din punctul ăsta de vedere, sunt convins că Senatul se va găsi într-o situație mai bună decât Camera Deputaților. Vedeți o pierdere? Este o pierdere asta pentru PSD, pierdere majoră sau... Parțială. Este o pierdere, fără îndoială, dar niciodată nu știi ce pierzi când câștigi și ce câștigi când pierzi. De aceea, aici, poate că o anumită clarificare a lucrurilor și în zona noastră ne poziționează într-un fel poate mai dinamic, mai activ, după ce anumite ambiguități au fost eliminate. Bun, da, public, domnul John a fost exclus, PSD-ul a pierdut funcția de la Senat, nu vedem câștigul. Care e câștigul pe până la urmă? Pe termen scurt, probabil că nu există un câștig. Pe termen mai lung, colegii mei gândesc că va exista un câștig semnificativ, tocmai sub acest aspect care ar fi? Al întăririi echipei și al eliminării ambiguităților în ceea ce privește configurarea echipei care va duce campania electorală.